Respect la toți riderii moldoveni. Astăzi merge vorba despre rolling burnout. Cred că burnout fiecare dintre voi cunoaște tehnica asta. După cum știți, e sfârșit sezon și cauciucurile mulți dintre noi le schimbă și nu pur și simplu să le aruncați așa, puteți vă învățați ceva nou cu motocicleta, și anume rolling burnout. De asta avem nevoie de o parcare cu un asfalt de dorit cât mai neted. Asfaltul să fie uscat, din cauza dacă asfaltul e ud, controlul cu frâna e mult mai greu și diferă în anumite momente. E neapărat ca motorul să fie cald, frânele să fie calde și încălzim un pic cauciucul. Și facem burnout ca de obicei, dar îi permitem la motocicletă foarte lent să se deplaseze în față. Și simțim anume momentul ăsta la frână când motocicleta se mișcă înainte. Și să-l ținem minte aproximativ la frână în ce loc el se află. Așa, primul exercițiu care l-am arătat, ne străduim să-l facem la turații cât mai mici. Deja dacă ne reușesc să facem burnout și să controlăm cu frâna motocicleta, să-i dăm drumul un pic în față, să ne deplasăm încetișor și în timpul ăsta cauciucul se derapeze, trecem la doilea exercițiu. A doilea exercițiu constă în următoarea. Noi trebuie să ne învățăm ca greutatea corpului nostru să o mutăm pe furca din față. Pentru asta, pur și simplu, mergem încet cu motorul. În momentul ăsta, frânăm un pic și mutăm greutatea noastră cât mai în față posibil. De exemplu, dacă motocicleta la turație mici e instabilă, puteți un pic să o controlați cu ambreiajul. Demonstrez asta cum să facem. Cât mai încet facem treaba asta. Cu ajutorul la ambreiaj controlăm durațiile la motor, dar în timpul ăsta frânăm. Greutatea la cot cât mai în față. După ce ne-am învățat să efectuăm bine primul și al doilea exercițiu, trecem la treilea punct și el anume constă în combinarea acestor două exerciții. Exact așa, greutatea corpului cât mai în față, ne stăruim cât mai încet să deplaseze motocicleta, o controlăm cu frâna și în momentul ăsta îi dăm un impuls la ambreiaj. Când tragem ambreiajul, mărim un pic turațiile și îi dăm drumul cu viteza lui normală, pur și simplu luăm degetele de pe ambreiaj. Dar pentru siguranță, tot timpul ținem două degete pe ambreiaj, din caz ceva dacă nu merge după plan, tragem ambreiajul și în momentul ăsta motorul se oprește. Facem, mai putem să dăm drumul mai lung la motocicletă.
asta a fost tot. Vă doresc la toți Rolling Barnau cât mai frumos, motoare cât mai puternici, durații la maximum, fiți atenți în trafic. Viața are prioritate.